Un accident spectaculos s-a produs duminică în localitatea bistrițeană Ceparin. 7 persoane au fost rănite după ce în accident au fost implicate 2 autoturisme de teren care circulau pe același sens de mers. Duminica a avut loc un accident rutier în localitatea Cepar din județul Bistrița Năsăud, în urma căruia au fost rănite 7 persoane. Din primele informații reiese că unul dintre autoturisme a intrat în depășire, moment în care o altă mașină de teren care mergea în fața sa a virat brusc la stânga, iar impactul nu a mai putut fi evitat. Conducătorul auto din mașina angajată în depășire declară că șoferul din fața sa a făcut brusc stânga, fără să se asigure și fără măcar să semnalizeze. În urma impactului, unul dintre autoturismele de teren a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului cu roțile în sus. La fața locului au intervenit un echipaj de terapie intensivă mobilă, 2 echipaje de prim ajutor, un echipaj al serviciului de ambulanță și o auto specială de descarcerare. Într-unul dintre autoturisme se aflau șoferul, soția sa, cele 2 fete minore ale cuplului și încă o femeie, iar în celălalt erau 2 persoane. Din fericire, niciuna dintre cele 7 persoane nu este grav rănită.